Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domnul Zafiu, dumneavoastră nu erați odată înscris la maraton? La de-astea n-ați alergat la maraton? N-am alergat la maraton, dar, ai vrut, dar ai am vrut. Dat câteva ture de parc în scop caritabil. Aha. Erau, a fost o perioadă când nu mai știu cine organiza exact, dar în funcție de câte ture de răstrău sau câți kilometri făceai, donai cumva niște bani. Cineva dona numele tău. Ai donat puțin. Ai plasat strategic trotinete prin tufișuri pe aici, pe acolo? Nu. Na. Chiar. Ce să... Nu chiar? Nu. Nu, serios, deci parcul Herăstrău, ca să faci toată aia, cred că... Sunt vreo 6 km și un pic. Aha. Da, vezi că am făcut eu tură. Adică nu, și... nu e ușor. Când eram fix. Și? Și n-am mai respirat o vreme, dar după aia a fost ok. S-a trișat în masă la maraton. De ce zic? Maratonul din Ciudad de Mexico s-a trișat în masă. Din Ciudad? Ciudad de Mexico. Circa 11.000 de alergători din 30.000 au fost prinși că au trișat, ca să termine cursa mai repede. Câți? 11.000 din 30.000, băiatul. 11.000 de trișori? 11.000. Mama mea. Eu cred că n-au înțeles regulamentul, mă. Nu, și lucrurile evoluează, pentru că în 2017 a mai fost un maraton în acest oraș. Așa. Ciudad de Mexico. Când aproximativ 6.000 de alergători au fost descalificați după ce s-a dovedit că au trișat. Deci au folosit mașini, biciclete și alte mijloace de transport ca să trișeze. Nu au trecut prin toate secțiunile maratonului, n-au trecut pe la checkpoint-uri. La câte 5 km un checkpoint și nu apăreau timpii. Deci 11.000, tăticule. Dar care o fi sensul? Asta mă întreb și eu. Adică te înscrii la maratonul ăsta ca să... Să te lauzi. Ție însuți un test de rezistență, nu? Da. Și da. Am văzut, eu știi câți de ăștia s-au înscris ca să-și dea teste, după aia era Facebook-ul plin de cât maraton au făcut. De jumătate de an era maratonul ăla. De câștigat n-ai cum să câștigi nici dacă e autobuzul, că te bată aia profesionist. Kenienii. Da. Vin kenienii de sculți. Te bat la propriu dacă văd că ai luat un taxi sau ceva. Dar n-ai cum să-i bați pe aia. Deci nu se pune problema să câștigi. Nu, se pune doar problema să termini. Și atunci, de ce ai face asta? Adică asta pentru poza de final. Complet. Când treci pe sub aia. Uite, poate mă înscriu și eu. Da, poate mă înscriu și eu la maratonul de la București. Că se tot face. Să ce? Să fac o poză la final. Da, să faci o poză la final. Vii direct la final, nici nu te trezești dimineața. Am niște kilos de baie de ăștia tip boxer. Da. Găsesc niște tenis pe acasă, un tricou mai lălâu. Dar vezi că pe tine... Că, auzi, nu scrie, nu contează, pot să pun orice număr. Pun 3,14 pe mine. Pe tine încă te recunosc ăștia, că ai scris despre maraton. Am scris o dată despre maraton. Păi odată și bine. Uiți că după aia nu mai știam, nu mai ieșai din radio. Erai sub acoperire. Și... Da. Altfel mi-am adus aminte, pentru Paul Dicu, mai ții minte, Paul Dicu venea înainte de a pleca în Sahara, trecea pe la noi și cu ocazia aia strângea niște fonduri și uite, atunci am alergat eu în Herăstrău. Băi, câți ani au trecut? Cred că 15 ani de atunci. Ți-au arătat locul ăla de joacă pe un copil și au zis, tu alergă în jurul lui și consider că ai alergat în jurul Herăstrăului. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.